Pe data de 31 mai, Institutul Național de Statistică începe etapa de colectare a datelor de recensământ prin deplasarea recenzorilor la adresele de reședință obișnuită a populației care nu s-au autorecenzat online în perioada 14 martie-27 mai. Circa 47% din populația țintă estimată s-a autorecenzat. Până la finalul zilei de 27 mai, ultima zi de autorecenzare, s-au înregistrat în total 11 milioane de chestionare, dintre care 8,9 milioane de chestionare valide la nivel de persoană, 53,9% în mediul urban și 46,1% în mediul rural, ceea ce reprezintă 46,8% din populația rezidentă, țintă estimată României la 1 decembrie 2021. Etapa de recenzare pe teren se va desfășura în perioada. 31 mai 17 iulie. În această etapă, colectarea datelor de recensământ se va realiza prin interviu față în față, numai cu ajutorul tabletelor, chestionarul de recensământ fiind identic cu cel din etapa de autorecenzare. Persoanele care vor refuza recenzarea riscă o amendă cuprinsă între 1.000 și 3.000 de lei, iar pentru persoanele care împiedică accesul în complexuri sau ansambluri rezidențiale, sunt prevăzute amenzi între 1.500 și 5.000 de lei.